agrarul Moldovei în Uniunea Europeană? Care este? Pozitivă. Din ce cauză? Nu știu. Dar am fost în Europa, știu că lumea cum trăiește. Și cum acolo trăiește? Am lucrat și în Rusia și în Europa. Și dacă ați face o diferență? Am făcut concurență în Europa mai bine. Uh-huh. Deci la nivelul salariului, drumuri, infrastructură în general. Da, în Europa dacă am fost, am lucrat și în Olanda și în Franța, și în Germania și în Rusia și în Europa mai tare mi-a plăcut. Da, din punct de vedere cu actele, unde este mai ușor să obții o viză de muncă sau un pașaport să lucrezi, în Rusia sau în Europa? În Europa, că în Rusia până faci un pașaport sau patentă sau... Patent și chiar și ai un act acătării și polițiștii nu te mindează. Și că în Rusia nu. Spuneți, rog, care este perioada noastră față de unire Republicii Moldova cu România? Pozitivă. Și cunoașteți că asta e cea mai simplă cale de reintegrare în Uniunea Europeană? Da. Și cum credeți, când va fi posibil și cum este posibil să facem unire? Cred degrabă nasip de atât că lumea noastră e rusificată. Deși ultimul sondaj arată 44% din cetățenii doresc unire. De atât că poate să aveți și unire cu România, dar vezi că... Îi cunoașteți proiecte finanțate, instituții renovate și alte beneficii? Și eu cunosc grădinițe renovate. Din nou sunt grădinițe făcute. Da, peste 1100 de grădinițe. Știu, dar pe eu singur sunt cetățean la România. Aveți pașaport românesc. Dar dumneavoastră cunoașteți pe baza cărui fapt dumneavoastră v-ați făcut cetățenie română? Cunosc, dar până noi am fost de la unirea din până în 18. Din 18 până 40. Până la 39 noi am fost 39-40, așa, da. Da. Deci, într-un final, dumneavoastră susțineți și integrarea și unirea. Da. Și o întrebare, ce părere aveți despre vaccinul anticovid? Da, eu ieri am pus. Domnilor, dar despre unirea cu România, ce părere aveți? Să lasă unii astea așa azi, mie e tot una. Dar cunoașteți unele proiecte finanțate, ajutorul din România, unele fonduri? Da, și acasă, da, și le dau gaz, dacă le dau motorină, le dau. Sunt piste unii. Dacă drept, ei ce se face? Că suntem frați, așa, mama boală. Vorbim o limbă, avem aceleași tradiții. Timp de pandemie ne ajută foarte mult. Acum recent ne-a dat 132.000 de vaccini. Știu, da. Care și-a avut să vaccinați? Să vaccinați. Bă, pe jurul nostru. Ieri mult. Eu sper spre Guinness mergem, nu spre rău. Că spre rău noi de-am fost, știm cum a fost și rău, știm. Dar cunoști despre investițiile care vin din partea guvernului României? Grădinițe renovate, studenți învață în România. Aud de baba la radio și spun. Ce părere aveți dumneavoastră despre integrarea europeană? Ar fi bine pentru Republica Moldova? Poate e fel noi. Dar cunoașteți că în Uniunea Europeană vin foarte multe investiții la noi în țară, creează locuri de muncă. Mai deja ești pe loc, e că... Pe ești pe loc. Lăbăl, Drăsilmaru și ăla mai sunt. Da, Drăsilmaru. Vedeți despre unirea cu România ca cea mai ușoră care să ne integrăm, ce părere aveți? E tot nu sunt potrivit. Sunteți pentru că cunoașteți că România este o țară mai dezvoltată ca România, ca Moldova. Nu sunt potrivă, numai că de gravă n-ar fi, că unii oanești noștri tot îți depură. În loc să fie grămadă, dar ei s-au înșerat și cearcă și alege-l pe care.